Anul acesta, oltul se pare că va avea o producție bună la floarea soarelui, deși vremea capricioasă le-a dat emoții fermierilor. Seceta i-a făcut pe unii să nu mai spere la o producție bună, dar se pare că recolta la floarea soarelui este mult mai bună decât cea de anul trecut. S-a început masiv în zona de sud a județului, sunt sole unde se obțin și 3500 de kg pe hectar. Avem o medie între centrul județului unde s-a început și sud, în jur de 3000 de kg pe hectar este o producție mult mai bună decât anul trecut. În unele zone ale județului, fermierii mici au început și recoltatul porumbului. Se așteaptă ca producția la porumb să fie și anul acesta una bună. A început și la porumb, sigur, pe aici, pe acolo, cum se ar zice, numai la gospodăriile populației. Anul acesta, Oltu a avut o producție bună și la culturile de păioase, dar fermierii sunt nemulțumiți de prețul la care sunt nevoiți să-și vândă recoltele.